De partea cealaltă, Liviu Pop neagă acuzațiile. Senatorul PSD susține că l-a contactat pe Ionuț Pintea doar pentru că o cunoștință comună dorea să discute cu acesta. Doar că această persoană ar fi fost chiar denunțătorul. Pop neagă că s-ar afla în spatele șpăgii de 40.000 de euro despre care vorbea fiul fostului ministru. Neadevărat, în totalitate, n-am avut niciodată o discuție cu Sorina sau cu, am înțeles, denunțătorul de la ceea ce spunea Ionuț. Dar dumneavoastră v-ați întâlnit cu acel domn înainte? Nu m-am întâlnit, nu. Dar vă cunoașteți cu el și... Bineînțeles că ne cunoaștem, tocmai de aceea... Întâmplătorii a spus astăzi Ionuț Pintea să se vadă cu el. Haideți să... deja am vorbit de o jumătate de oră și eu sunt puțin bulversat cunoscând avele familiei. Folosește numele meu în această ecuație. Îmi cer scuze față de Ionuț că l-am pus în situația aceasta. Nu am înțeles de ce am fost tras în acest subiect. Aștept probele dacă sunt, apar nu am. Dar pentru toți telespectatorii dumneavoastră și nu numai, niciodată n-am discutat cu cele două persoane despre sume, contracte și așa mai departe. Eu sunt șocat de ce spune Ionuț că i s-a fi spus. Da. Nu știu detalii din dosar, vă repet. Am comentat la un alt post de televiziune ceea ce a spus Ionuț. Nu vreau să fac comentarii de genul acesta. Pentru toată lumea vă spun, n-am discutat niciodată, n-am cerut și n-am dat, n-am intermediat pe subiectul acesta și pe toate celelalte nicio sumă de bani pe care cineva presupune că a ajuns la mine. Între timp, Sorina Pinta va afla dacă va fi arestată preventiv. Fostul ministru a fost reținut în această dimineață de către procurorii DNA. Pinta este acuzată că a primit șpagă 10.000 de euro și 120.000 de lei de la o firmă care a modernizat blocul operator de la Spitalul Baia Mare. Suma reprezenta 7% din valoarea contractului. Bianca Ogarcă ne aduce mai multe informații. Te ascultăm. Bun găsit, Sorina Pinta este acuzată de luare de mită în formă continuată în acest dosar de corupție. Concret, procurorii DNA susțin că există probe potrivit cărora în perioada decembrie 2019-28 februarie 2020, Sorina Pinta ar fi luat mita în două tranșe, vorbind despre sume în valoare de 10.000 de euro și 120.000 de lei de la o firmă pentru încheierea unui contract de achiziție publică. Contractul avea ca obiect modernizarea secției de chirurgie cardiovasculară și toracică a Spitalului Județean Baia Mare, acolo unde de altfel Sorina Pintea este manager. Astfel, fostul ministru al sănătății ar fi încasat 7% din valoarea contractului. Ieri ar fi încasat a doua tranșă de bani, vorbim de cei 120.000 de lei, timp în care a fost surprinsă în flagrant. De menționat este faptul că au urmat 8 ore de percheziții, după care Sorina Pintea a fost adusă în această dimineață la sediul DNA. A fost audiată, iar în cele din urmă s-a dispus reținerea acesteia pentru 24 de ore. Așadar, urmează să ajungă la Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă. Vom vedea ce decizie vor lua judecătorii și ce măsură îi se va impune fostului ministru al sănătății. Mulțumim pentru informații. După ce fostul ministru al sănătății Sorina Pinta a fost reținută de procurorii DNA sub acuzația de luare de mită, colegii de breaslă din mai multe spitale din țară au făcut deliciul site-urilor de socializare. Mulți au transmis mesaje ironice către Pinta, făcând referire la campania pe care, care s-a desfășurat în timpul mandatului său Pacient sub acoperire. Printre primii medici care au reacționat dur la adresa fostului ministru a fost doctorul Marian Stamate de la Spitalul Colțea din București. Te-au prins cu puțin, Sorina. Știm amândoi cu câte și cu cât te puteau prinde. Am înțeles că știi bine cartierul Florești din Cluj și că îți e dragă gastroenterologia din SJU Baia Mare. Vrei să mai spun? Să adăugăm ani la ceea ce stă să vină? De dializa din Maramureș spunem ceva? Și de câte altele, dragă Sorina? Spunem și de escapade? Și de chirurgia plastică? Voi reveni spre deliciul auditorului, deși vei vedea în chiar seara asta de ce erai deja condamnată. A scris medicul pe contul său de socializare și medicul craiovean Livia David a decis să posteze un mesaj pe un site de socializare. Nu cred așa ceva!
fostul ministru al Sănătății, inițiatoarea campaniilor anticorupție. Pacientul acoperit? Spuneți-mi că e fake news, a scris ironic medicul, făcând referire la faptul că fix Sorina Pintea, atunci când era ministru al Sănătății, a lansat o campanie numită Pacient sub acoperire, prin care dorea să demaște medicii care condiționau actul medical prin luarea de mită. Comentariile la postările medicilor nu au întârziat să apară, iar părerile au fost împărțite. Aoleu, păi cum așa? I-o fi făcut-o vreun pacient sub acoperire? Era o poveste cu pacientul sub acoperire. Mai e un proverb românesc, cu hoțul strigă hoții. Anul trecut declara că poate fi acuzată de orice, dar nu de mită. Indivizi care vor să se căpătuiască fără să muncească. E o boală nevindecabilă, au scris oamenii revoltați. În același timp au existat și persoane care au pus la îndoială acțiunea procurorilor. Eu tot nu pot să cred. Eu cred că este o făcătură, au scris aceștia pe Facebook. Fostul ministru al Sănătății Sorina Pintea ar fi fost prinsă vineri în flagrant de către procurorii DNA în timp ce lua mită 120.000 de lei. Procurorii au stat ore bune în biroul acesteia de la Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare, iar apoi au condus-o la DNA București pentru a fi audiată. Noi informații despre starea celor trei români infectați cu coronavirus. Autoritățile anunță că pacienții se simt bine și că starea acestora nu a înregistrat până acum nicio evoluție negativă. În prezent, 52 de persoane se află în carantină și aproape 9.000 în izolare la domiciliu. Alex Rotaru ne aduce toate detaliile. Te ascultăm. Coronavirusul produce controverse și în lumea clericilor, după ce acum două zile Bor îndemna pe credincioși să nu se abată de la restricțiile impuse de către medici pentru prevenirea îmbolnăvirii cu coronavirus, acum s-au răzgândit. Patriarhul Daniel a declarat că regula împărtășirii rămâne neschimbată și că cei credincioși nu se îmbolnăvesc. Pentru a depăși polarizări și polemici care slăbesc unitatea ortodoxă, trebuie evitate judecățile pripite și trebuie să reafirmăm cu tărie credința ortodoxă că Sfânta Euharistie nu este și nu poate fi niciodată izvor de îmbolnăvire și de moarte, ci izvor de viață nouă în Hristos, de iertare a păcatelor, de vindecarea sufletului și a trupului. De aceea, la strană se cântă în timpul împărtășirii credincioșilor, trupul lui Hristos primiți și din izvorul cel fără de moarte gustați. Prin urmare, regula împărtășirii clericilor și credincioșilor din același sfânt potir rămâne neschimbată, iar preoții vor explica tuturor credincioșilor că această împărtășire nu a fost vreodată pentru cineva și nici pentru ei nu va fi un pericol. Se arată în comunicatul transmis de Patriarhia Română. Asta după ce reprezentanții BOR au transmis că oamenii trebuie să respecte cu strictețe regulile impuse de medici. De asemenea, reprezentanții Patriarhiei spun că icoanele nu sunt o sursă de îmbolnăvire, ci din contră. De asemenea, în cazul sărutării sfintelor icoane, credincioșii care au o credință vie și puternică nu se tem că se vor îmbolnăvi, ci se bucură de rugăciunea și binecuvântarea sfinților zugrăviți pe icoane, întrucât credința unește libertatea cu iubirea, prin credință se exprimă în mod liber iubirea oamenilor față de Dumnezeu și față de sfinții lui. Din acest motiv, credincioșii ortodoxi sărută sfintele icoane și se împărtășesc din sfântul potir în mod liber, nu pentru că ar fi obligați de cineva să facă aceasta, au mai transmis reprezentanții Bisericii Ortodoxe. Comunicatul de presă a venit în contextul unei mediatizări excesive a epidemiei de coronavirus și al unor solicitări din partea unor instituții de stat ca biserica să ia măsuri pentru prevenirea răspândirii virusului respectiv și pentru diminuarea temerii populației în fața acestui fenomen. Scenă neobișnuită surprinsă într-un magazin din Cluj. Un bărbat a ieșit la cumpărături îmbrăcat într-un combinezon galben similar celui de protecție chimică, la care a adăugat și o mască de gaze. Bărbatul s-a plimbat liniștit 10 de minute printre rafturi, cu toți ochii clienților ațintiți asupra lui. Clujanul a spus că s-a îmbrăcat astfel pentru a mai destinde atmosfera tensionată cauzată de coronavirus. Imaginile au fost filmate de un alt client al magazinului din Baciu, Cluj-Napoca. Bărbatul costumat în galben, purtând mănuși de cauciuc și având fața acoperită de o mască de gaze, împingea căruciorul de cumpărături printre rafturi, sub privirile uimite ale unor cumpărători. Bărbatul s-a plimbat minute în șir printre rafturi. După ce și-a umplut coșul de cumpărături, a plecat spre casa de marcat să-și achite produsele. Am vrut să cumpăr niște produse și am reușit. Oamenii s-au amuzat. A fost o glumă, să mai destindem atmosfera. Dintr-o dată s-a golit la casă, a declarat clujeanul, care a spus că va repeta momentul și săptămâna viitoare. Declarație scandaloasă făcută de ambasadorul Rusiei la adresa țării noastre. Ce a spus diplomatul, aflați imediat în jurnal.
Coordonatorul campaniei USR distruge chiar candidatul Uniunii la primăria capitalei. Moise Guran spune despre Nicu Șordan că are un program la fel de lipsit de soluții reale ca și Gabriela Firea. Și asta chiar în două dintre cele mai importante domenii, trafic și termoficare. Programul lui Nicu Șordan nu s-a schimbat față de 2016, nici opinia mea față de candidatura lui. Programul domnului Dan este la fel de lipsit de soluții reale ca și al Gabrielei Firea la nivel de trafic parcări, implicit poluare și termoficare Radet. Sunt de părere că un candidat comun împotriva Gabrielei Firea este necesar, dar nu văd de ce, tot în mod necesar, acel candidat nu ar trebui să aibă și alte soluții decât Firea pentru traficul din București, pentru termoficare sau poluare. Actualul coordonator desemnat al campaniilor electorale ale USR din 2020 critică în termeni duri modul în care fondatorul USR a ajuns să fie candidatul liberalilor. Din ce știu eu, candidații comuni se anunță împreună, după discuții, preferabil dezbateri publice, legate de program în primul rând. Nu cred că este acceptabil ca acum Băsescu și Orban să decidă pentru noi ce putem sau ce nu putem noi vota. Nu, nu pentru asta am stat în stradă. Acesta nu este un mod nou de a face politică, ci unul foarte vechi, cel care ne-a adus pe toți unde ne-a adus. Reacția virulentă a lui Moise Guran vine după ce liberalii au votat vineri în unanimitate pentru susținerea lui Nicu Șordan la primăria capitalei. Acesta a fost considerat cel mai potrivit om pentru a o învinge pe Gabriela Firea în cursa pentru București. Conflict deschis în USR Plus după ce Vlad Voiculescu a ratat șansa de a candida la primăria capitalei. Fostul consilier al lui Dan Barna, Andrei Caramitru, s-a dezlănțuit la adresa oamenilor lui Cioloș. Caramitru le-a recomandat acestora să renunțe la locurile din Parlamentul European câștigate cu ajutorul USR. Andrei Caramitru a reacționat dur la adresa celor din Plus după ce aceștia au încercat să pună bețe în roate candidaturii lui Nicu Șordan la primăria capitalei. Oamenii lui Cioloș au fost nemulțumiți că cei de la USR au bătut palma cu PNL pentru a-l susține pe Nicu Șordan în dauna lui Vlad Voiculescu. Caramitru a făcut mai multe afirmații care ar putea arunca în aer alianța dintre USR și Plus. Oameni buni, e simplu. S-au fuzionat cu USR așa cum toți oamenii normali la cap au cerut și chiar voi ați anunțat. Dar terminați cu candidați fără șanse la primării care blochează drumul celor cunoscuți și puternici acolo în comunitate de la USR, că aruncă în aer șansele de a câștiga un scor bun pentru alianță. Sau mergeți singuri în alegeri. Luați 2,5% la locale sau cât o fi, a scris Caramitru. Fostul consilier al lui Dan Barna a venit cu o soluție radicală pentru cei de la Plus. Dacă sunteți curajoși, demisionați de la Bruxelles, să vă ocupați de partidul vostru totuși. Dar vă asumați public că ați rupt alianța și unitatea anti-PSD la locale. Nu știu dacă vă va ajuta asta. Mă rog, lucrurile trebuie clarificate și vă mai dau un sfat. Uitați-vă la fostul partid al lui Macovei și învățați din greșelile voastre și ale altora, mai spune Caramitru. Ambasadorul Rusiei în România a fost primit cu proteste la Constanța. Diplomatul a participat la un eveniment organizat de Universitatea Privată Andrei Șaguna. Discursul lui Valeri Cuzmin a fost însă unul extrem de controversat. Ambasadorul a susținut nici mai mult, nici mai puțin decât că anexarea Crimeei a fost legală și că în piața Maidan din Ucraina au acționat teroriștii. Țara noastră, România, în Dobrogea, unde trăim de secole, în armonie, rușine. Rușine. Așa a fost întâmpinat ambasadorul Rusiei Vladimir Cuzmin la Constanța, acolo unde a participat la cererea sa la un eveniment organizat de o universitate privată. Diplomatul a fost apostrofat de Tahir Ali, președintele Uniunii Minorităților Turco-Tătare Musulmane. Cuzmin nu a fost însă deranjat de proteste și și-a continuat conferința cu numeroase declarații scandaloase. Ambasadorul rus a susținut că anexarea Crimeei a fost legală și că în piața Maidan din Ucraina au acționat teroriștii, iar Rusia a stabilit ordinea. Cuzmin a continuat cu reinterpretarea adevărului și în privința României. Ambasadorul a pretins ca țara noastră să își ceară scuze pentru presupusele crime din perioada celui de-al doilea război mondial. Decizie radicală luată de soțul Andrei Bălan după anunțul făcut de artistă despre divorț. Ce s-a întâmplat, aflați imediat în jurnal. Caz revoltător în Râmnicu-Vâlcea, un șofer a fost oprit după ce a reușit să avarieze mai multe mașini parcate regulamentar. Când l-au oprit, polițiștii au constatat că bărbatul era în stare de ebrietate. Permisul i-a fost suspendat, iar pe numele lui a fost deschis un dosar penal. Haide că... Da. Bă, mă vezi, mă vezi.
Incidentul a avut loc pe o stradă circulată din Râmnicu-Vâlcea. Un autobuz a lovit în plin mai multe autoturisme ce erau parcate regulamentar. Impactul a fost atât de puternic încât, speriați, localnicii au decis să sune la 112. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că la volanul autobuzului era un bărbat aflat sub influența băuturilor alcoolice. Șoferul abia putea să se mai țină pe picioare și să vorbească. Oamenii legii au fost șocați când au realizat că omul se urcase la volan cu o alcoolemie de 1,38 mg pe litru de alcool pur în aerul expirat. În cele din urmă, polițiștii l-au transportat pe bărbat la spital pentru probe de sânge. De asemenea, șoferul a rămas fără permis de conducere, iar pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice în stare de ebrietate. În plus, el va fi obligat să plătească pagubele provocate atât autobuzului cât și autoturismelor avariate. B1 TV va transmite un documentar în premieră în Europa. Filmul Noul Coronavirus, Alertă Globală, va fi difuzat în această seară de la ora 21. Documentarul explică modul în care a evoluat virusul ucigaș și conține interviuri în premieră cu specialiști de renume la nivel mondial. Noul coronavirus, de la începutul crizei din decembrie 2019 și până în prezent. These people are still traveling everywhere. How infectious and how transmissible they are, we don't know. Informații neștiute din centrul epidemiei. Documentarul, care nu a mai fost difuzat în nicio altă țară din Europa până în prezent, explică modul în care a evoluat virusul ucigaș din China, de la apariția acestuia până în momentul de față. We have a terrible habit. We tend to eat anything that flies, swims or crawls. Viruses like this exist in wildlife. Filmul prezintă imagini în premieră din orașul chinezesc Wuhan și mărturii de la cei mai importanți specialiști în boli infecțioase din lume. Documentarul, care spune adevărul despre cea mai mare teamă a momentului, va fi difuzat în premieră pe B1 TV sâmbătă 29 februarie de la ora 21. Ancheta epidemiologică la Timișoara, după ce autoritățile au confirmat ieri un nou caz. Bolnava de 38 de ani care s-a întors din Italia se află în carantină la spital, iar medicii au anunțat că se simte mai bine. Însă autoritățile vor să refacă tot traseul parcurs de femeie de la întoarcerea în țară și să afle cu cine a intrat în contact. În paralel, reprezentanții Aeroportului Internațional Timișoara, alături de cei companiei aeriene, încearcă să-i identifice pe cei care au călătorit în același avion cu femeia. Imediat după confirmarea primului caz de coronavirus la Timișoara, o femeie de 38 de ani s-a activat celula de criză la nivelul județului. Cel de-al doilea caz este al unei femei de 38 de ani din Timișoara, care pe 17 februarie merge o zi la Bergamo. Pe 25 februarie prezintă un prim semn de superbilitate, se face o testare, se dă un tratament și merge acasă în izolare. Astăzi și testul dânsei este confirmat pozitiv. S-a întrunit rapid Comitetul pentru Situații de Urgență și s-au impus noi măsuri menite să prevină răspândirea coronavirusului în Timișoara și în județ. Medicii care au preluat-o pe femeie spun că are o stare generală foarte bună. În afară de o tuse uscată, ea nu prezintă nici febră și nicio altă simptomatologie respiratorie. Înainte de a părăsi spitalul, i se vor efectua două probe de coronavirus și va fi externată doar dacă acestea vor fi negative. Clădirea în care este internată la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara este complet separată de restul unității sanitare. E într-un pavilion complet izolat cu 15 saloane, special pregătit pentru pacienți cu coronavirus. Între timp, medicii au anunțat că vor merge la locuințele celor care s-au întâlnit cu pacienta și vor recolta probe de la cei care nu au simptome. Dacă vreunul dintre ei are febră sau tușește, va fi transportat de urgență la spital. De asemenea, ancheta epidemiologică este în plină desfășurare, iar reprezentanții Comitetului pentru Situații de Urgență au cerut ajutorul jandarmeriei pentru paza celor 6 persoane. În paralel, reprezentanții Aeroportului Internațional Timișoara, împreună cu cei ai companiei aeriene, încearcă să identifice pasagerii care au fost în avionul care a adus-o pe femeie din Italia acasă. Noi detalii despre starea bărbatului din Maramureș infectat cu coronavirus. Bărbatul este internat în aceste momente la Cluj, la secția de boli infecțioase. Românul le-a povestit autorităților că s-a întors de câteva zile din Italia, s-a simțit rău și acolo, dar a primit un simplu tratament pentru răceală. Starea de rău a persistat la sosirea în țară, iar în urma analizelor i-a fost confirmată infectarea cu coronavirus. În urma testelor de supraveghere,
putem să vă anunțăm că mai avem două confirmări coronavirus pozitiv. Sunt ale unui bărbat din Maramureș, de 45 de ani, care vine din zona, în afara definiției de caz, în afara zonelor din Italia carantinate. Ajunge în România, având febră, se prezintă la spital în Maramureș, de unde este. Este internat la secția clinică de boli infecțioase din Maramureș, unde primește tratament simptomatic și se face testarea. Bărbatul din Maramureș este internat în prezent la clinica de boli infecțioase din Cluj. Potrivit autorităților, românul s-a întors recent din Italia. El a vizitat zonele Veneto și Lombardia, după care a venit acasă. Bărbatul a început să se simtă rău încă din Italia. A mers la medic, unde i s-a dat un tratament simptomatic, însă nu a dat roade. A ajuns pe aeroportul din Cluj cu febră. Speriat, bărbatul s-a dus direct la camera de gardă. Medicii au anunțat că în prezent starea bărbatului este una bună, fără elemente de gravitate. El va fi monitorizat în permanență de medici. Secția specială a unității medicale este dotată cu aparatură performantă, iar fiecare medic care intră în contact cu bărbatul poartă costume speciale, tocmai pentru a evita să contacteze virusul. Între timp, Ministerul Sănătății anunță că primul pacient depistat pozitiv la COVID-19 a fost retestat, iar rezultatul a fost negativ. Așa că acum acesta va fi supus unei a treia testări. Dacă rezultatul va fi tot negativ, atunci pacientul este considerat vindecat și va fi externat. Pe de altă parte, oficialitățile încearcă să explice că trebuie să ne obișnuim cu prezența acestui virus. Știți, vă spun sincer, la un moment se va ajunge, pentru că o să apară cazuri peste tot, se va ajunge fie să izolăm total, fie să spunem că nu mai vine nimeni. Un nou scandal la compania aeriană națională. Tarom a cumpărat aeronave fără un contract oficial de leasing de la firmă și fără a motiva cum a fost alasă această firmă. La sfârșitul anului trecut, flota Tarom era constituită din 25 de aeronave, unele și cu o vechime de peste 30 de ani. Tarom nu semnase până la finalul lunii noiembrie niciun contract oficial pentru achiziția în leasing de noi aeronave și compania nu a explicat de ce a ales firma Nordic Aviation Capital DAC pentru a le livra. Până la încheierea verificărilor Corpului de Control al prim-ministrului, contractul de leasing care prevedea preluarea noilor aeronave ATR nu a fost încheiat de către Tarom S.A. cu Nordic Aviation Capital DAC, firma de leasing nominalizată în contract. La acea dată, Tarom era condusă de Mădălina Mezei. De asemenea, din informațiile și documentele puse la dispoziția Corpului de Control de către reprezentanții Tarom S.A., nu a fost justificată modalitatea în care a fost aleasă firma de leasing Nordic Aviation Capital în vederea derulării leasingului operațional și buyback. Amintim că flota Tarom deținea la data de 9-10-2019 un număr de 25 de aeronave, cu o vechime cuprinsă între 1 și 31 de ani. Reprezentanții Tarom S.A. au concluzionat că imobilizările dese și prelungite pentru remedierea deficiențelor apărute la aeronavele de tip Boeing 737-300 și ATR-42-72 au avut un impact negativ atât asupra imaginii companiei, cât mai ales asupra rezultatelor financiare din operarea curselor regulate, mai arată Corpul de Control. Din acest motiv, se pare că Tarom S.A. a înregistrat pierderi financiare anuale brute în perioada 2008-2018. În primele 8 luni ale anului 2019 a fost o ușoară redresare a performanțelor economice ale companiei. Performanță uriașă în lumea atletismului european, recordul la 5.000 de metri stabilit de Gabriela Szabo acum mai bine de 20 de ani a fost spulberat. O atletă din Germania a reușit să termine proba cu 17 secunde mai repede decât Szabo. Marea noastră sportivă a felicitat-o pe noua deținătoare a recordului. Szabo, the favorite really, comes away to win the world title for Romania. In second place was Vazis. Era momentul de glorie al reprezentantei României Gabriela Szabo în proba de 5.000 de metri. În 1999, aceasta stabilea la Dortmund un nou record mondial. Însă, după 21 de ani, recordul uriaș stabilit de campioana olimpică a României a fost spulberat de către o tânără germancă în vârstă de doar 23 de ani. Publikum feiert sie, flippt aus, es wird ein überragender, ein sensationeller Rekord. Ich bin ehrlich sprachlos. 14, 26, 76.
Atleta a stabilit recordul în reuniunea atletică de la Boston, Statele Unite ale Americii. Sportiva a terminat cursa de la Boston University Last Chance Invitational cu 17 secunde mai rapid față de Sabo în 1999. În acest moment, directorul general al clubului CSM București, Gabriela Sabo, a transmis un mesaj emoționant pentru tânăra sportivă. După 21 de ani, recordul mondial și european a fost doborât. Frumos! Fiecare generație de sportivi au ridicat și ridică fanii în picioare pentru a aplauda. Astăzi este momentul ei, a scris românca pe un site de socializare. Gabriela Sabo a rămas și astăzi recordmena României la 3.000 de metri și 5.000 de metri, atât în aer liber cât și indoor. Au fost tensiuni la gala premiilor César din Franța. Peste 200 de protestatari au scandat împotriva cineastului franco-polonez Roman Polanski, după ce acesta a fost vizat de o nouă acuzație de viol. În urma protestelor violente, cineastul și întreaga echipa filmului său au luat decizia de a nu fi prezenți la gala. Cea de-a 45-a ceremonie a premiilor César, echivalentul francez al premiilor Oscar, a fost marcată de tensiuni. Cei peste 200 de protestatari, în mare parte femei, au scandat față de cele 12 nominalizări ale filmului Jacuz, de Roman Polanski. Toate acestea vin în urma faptului că cineastul franco-polonez este vizat de o nouă acuzație de viol. Protestatarii au scandat sloganuri ostile la adresa lui Polanski, precum Polanski violator, cinematografia vinovată, publicul complice. Protestul nu a fost unul pașnic. Potrivit presei franceze, cu două ore înainte de începerea galei, protestatarii au forțat o barieră de securitate la distanță de sala Pleyel, acolo unde avea loc evenimentul. Au fost împinși înapoi de forțele de ordine care au folosit gaze lacrimogene. Denunțând un linșaj public, cineastul franco-polonez a decis să nu participe la ceremonia anuală a cinemaului francez, precum și întreaga echipă a filmului său Jacuz, inclusiv actorul Jean Dujardin, care are rolul principal. Nu este pentru prima dată când acestuia îi se aduc astfel de acuze. În vârstă de 86 de ani, Roman Polanski a fost găsit vinovat de justiția americană în 1978, pentru că a întreținut relații sexuale cu o fată în vârstă de 13 ani, Samantha Geimer. El a recunoscut fapta. A petrecut 42 de zile în închisoare, apoi a fugit din Statele Unite în Franța. De atunci, el se află în exil, iar în ultimii ani i-au fost aduse mai multe acuzații. În 2018 a fost exclus din Academia Americană de Film. În 2017, Samantha Geimer a declarat în fața unei curți de justiție americane că l-a iertat pe Polanski și că vrea să depășească situația, însă curtea a refuzat cererea ei. Incidente grave la Paris și în timpul unui miting care fusese interzis de autorități. Mai multe persoane s-au adunat pentru a milita împotriva unui concert susținut de un artist congolez. Manifestanții au dat foc la pubele și scutere, ceea ce a făcut ca în zonă să se degajeze mult fum. Au avut loc incidente violente de stradă la Paris după ce mai mulți cetățeni au protestat împotriva unui concert susținut de starul congolez Fally Ipupa. Manifestanții au dat foc la pubele și scutere. Cetățenii care se aflau în partea subterană a gării Lyon au fost evacuați. Gara a fost închisă, iar circulația metroului care o deservește a fost suspendată. Manifestațiile anunțate în fața Accor Hotels Arena, sala de concerte din sectorul Bercy, fuseseră interzise de poliție, care se temea de tulburări ale ordinii publice. Concertul de la Paris vine într-un context deosebit de tensionat între partizanii și opozanții regimului din Republica Democratică Congo. Opozanții congolezi anunțaseră că vor să vină vineri în Bercy pentru a manifesta împotriva lui Fally Ipupa, un susținător al regimului din Congo. Prefectura poliției din Paris se temea că se vor produce încăierări și, preventiv, instituise un perimetru de securitate, dar asta n-a împiedicat scenele de violență. În 2017, un concert al lui Fally Ipupa, programat într-o altă sală de spectacole din Paris, fusese anulat din cauza riscurilor izbucnirii de violențe. Diaspora congoleză manifestează în mod frecvent în Franța sau în Belgia împotriva artistului de 42 de ani, pe care îl acuză că a fost un apropiat al președintelui Kabila și al succesorului acestuia, Félix Tshisekedi. Decizie fără precedent pentru musulmanii. Arabia Saudită le interzice pelerinilor să mai vină la Mecca și Medina din cauza coronavirusului. În plus, saudiții au anunțat și că vizele din țări cu epidemii confirmate de coronavirus vor fi suspendate temporar.
Ministerul de Externe al Arabiei Saudite a transmis că interzicerea accesului în cele două situri este temporară, dar nu a precizat când vor fi din nou deschise. Turiștii din țările afectate de coronavirus nu vor putea intra pe teritoriul Arabiei Saudite. Autoritățile au specificat faptul că începând cu luna octombrie au emis 400.000 de vize turistice. Președintele indonezian Joko Widodo a spus că respectă decizia guvernului din Arabia Saudită de a interzice străinilor să intre în țară pentru vizite religioase. Dar Ministerul Indonezian al Cultelor a cerut să fie făcută o excepție în cazul pelerinilor indonezieni. Am cerut o scutire prin canalul diplomatic pentru că Indonezia nu este expusă coronavirusului, a spus un reprezentant al ministerului. Indonezia este cea mai numeroasă națiune musulmană din lume. Până în prezent, aici nu a fost confirmat niciun caz de infectare cu coronavirus. Însă experții au îndoieli privind acuratețea testelor făcute în laboratoarele indoneziene. Premieră în Europa, Luxemburg devine, începând de astăzi, prima țară care oferă transport public gratuit. Decizia a fost luată de guvern, care speră că în acest mod vor reduce traficul infernal. Totuși există și excepții de la această măsură, acestea fiind călătoriile cu clasa 1, la clasa 1 cu trenul și anumite linii de autobuze de noapte. Încă din decembrie 2018, Luxemburg a anunțat că va deveni prima țară din lume în care transportul public va fi gratuit. Însă măsura a fost pusă în aplicare abia acum. Astfel, începând din 29 februarie 2020, Marele Ducat a anunțat că transportul public va fi gratuit. Măsură prin care guvernul încearcă să reducă traficul infernal pentru care este cunoscut statul european. Mașinile private sunt cel mai folosit mijloc de transport în Luxemburg. Potrivit unui sondaj efectuat în urmă cu 2 ani, autoturismele erau folosite în proporție de 47% pentru călătorii în interes de serviciu și 71% pentru timpul liber, în timp ce autobuzele erau folosite doar pentru 32% dintre deplasările spre locul de muncă. Topul este urmat de trenuri, care erau folosite în proporție de doar 19%. Prin comparație, în Paris, 69% dintre muncitori folosesc transportul în comun. Potrivit datelor, vânzările din biletele de 2 euro ajungeau anual la totalul de 41 de milioane de euro, sumă despre care autoritățile spun că reprezenta doar 8% din bugetul anual de 500 de milioane de euro. Totuși, există și excepții de la această măsură, acestea fiind călătoriile la clasa 1 cu trenul și anumite linii de autobuze de noapte. Alte orașe din lume au mai adoptat parțial astfel de măsuri, dar ministrul transporturilor din Luxemburg a spus că aceasta este pentru prima oară când o astfel de decizie vizează o țară întreagă. Pentru prima dată după 54 de ani, Târgul Mondial de Turism din Berlin a fost anulat din cauza coronavirusului. Organizatorii târgului au declarat că responsabilitatea pentru sănătatea și siguranța celor 10.000 de expozanți, dar și a vizitatorilor și a organizatorilor, i-au făcut să anuleze ediția din acest an. Prima oară după 54 de ani, cel mai mare târg mondial de turism, ITB Berlin, nu-și va deschide porțile. Este decizia organizatorilor târgului care ar fi urmat să aibă loc în capitala Germaniei între 4-8 martie. Este necesară anularea ITB 2020. Cu peste 10.000 de expozanți din peste 180 de țări, ITB Berlin este de o uriașă importanță pentru industria mondială de turism. Luăm foarte în serios responsabilitatea noastră pentru sănătatea și siguranța vizitatorilor, expozanților și angajaților. Drept urmare, ne vedem cu inima grea nevoit să anulăm ITB Berlin 2020. Decizia a fost luată la cel mai înalt nivel. Ministerul Federal al Sănătății și Ministerul Federal al Economiei au decis să anuleze ediția 2020 a Târgului de Turism, ca urmare a răspândirii în ritm crescut a coronavirusului COVID. Punem punct aici jurnalului. Sunt Irina Petraru. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe B1 TV de la Fix Tudor Barna.